Bună ziua, vă salută Tatiana. După cum vedeți, am aici pregătite o serie de materiale. Sunt fire din marca Bravo de la Schackenmayr. Vom începe un proiect astăzi, un proiect surpriză până la un anumit punct și pentru aceasta vom avea nevoie de culorile expuse aici. Negru, galben, albastru, alb, culoarea pielii, un pic de bleu. Apoi vom avea nevoie de melană. În acest moment înțelegeți că este vorba despre amigurumi. Vom avea nevoie de croșet. Voi folosi croșetul cu numărul 3. Apoi vom avea nevoie de marker, de firul despărțitor și de foarfece, de acul pentru cusut lână. Și nu în ultimul rând, o pereche de ochișori. Apoi, pe măsură ce vom înainta cu lucrul, în momentul oportun vom prezenta alte mici cantități de fire de care vom avea nevoie. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și vom începe cu căpușorul jucăriei noastre, pentru că va fi un personaj de desene animate, un personaj Walt Disney. Și începem cu capul. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta primul, deci nu-l vom pune la socoteală. Acesta ne va ajuta să închidem primul rând. Și pornim din acest moment. 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat, ca de obicei, iar eu, ca de obicei, mă necăjesc să-l închid. Așa. Următorul rând, rândul numărul 2, vom lucra câte o mulțire în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe scurte, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș. Pentru rândul numărul 3 vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Trebuie să-mi cer scuze, vor fi un număr de 36 piciorușe scurte. Am greșit eu. Deci, după ce repetăm 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire de 6 ori pe întreg parcursul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Începând din acest moment, noi vom lucra un număr de 6 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci 6 rânduri, 48 de piciorușe scurte, fiecare, iar noi ne vom întâlni pentru a continua. Am lucrat cele 6 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte, voi continua lucrând. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am făcut scăderile, am umplut căpușorul cu melană, iar acum vom face 6 scăderi consecutive. În felul acesta, 1, 2, 3. Cea de-a patra scădere, cea de-a cincea scădere, iar acum cea de-a șasea, cu care am încheiat căpușorul jucăriei noastre. Vom scurta firul, vom lăsa cât să închidem lucrarea cu acul. În continuare vom lucra picioarele. Și voi începe cu un număr de 7 ochiuri de lanț. Lucrez în culoarea albastră și voi lucra 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, începând de la cel de-al doilea ochi de lanț, de la croșet, voi face 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, în ultimul ochi de lanț vom face o mulțire de 3, deci în corespondența acestui ochi de lanț vom face 1, 2, 3 piciorușe scurte, iar acum ne ridicăm pe partea cealaltă cu atenție și vom lucra 1, vom prinde și capătul de fir în același timp, 2, 3, 4 piciorușe scurte, iar în ultimul ochi de lanț, aici, de fapt, în corespondența acestuia, vom face o înmulțire, deci o singură înmulțire. Să reușesc să pun firul așa, în felul acesta. O mulțire normală de 2 piciorușe scurte. După care voi continua cu dumneavoastră să puneți semnul despărțitor. Aici voi face o mulțire, acesta este cel de-al doilea rând. O mulțire, voi continua cu 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. În corespondența celor 3 ochiuri de aici vom face câte o mulțire, deci vor fi 3 mulțiri consecutive, 1, 2, cea de-a doua înmulțire, cea de-a treia înmulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și 2 înmulțiri consecutive, prima și cea de-a doua mulțire. În acest moment noi am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Vom pune grămița despărțitoare, firul despărțitor și vom face 2 rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Deci 2 rânduri. Lucrate cele 2 rânduri de câte 20 de piciorușe scurte, vom continua. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, după care vom face 5 scăderi consecutive. În felul acesta vom da formă papucelului și avem 1, este micuț, 2, 3, cea de-a patra scădere, cea de-a cincea scădere acum, și până la sfârșitul rândului ne-au rămas 5 piciorușe scurte, astfel vom obține un total de 15 piciorușe scurte de jur împrejur. 3, 4 și cel de-al cincilea picioruș scurt. În acest moment vom continua lucrând o scădere. O scădere, dumneavoastră să puneți firul despărțitor, o scădere. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 2 scăderi consecutive, prima și cea de-a doua scădere, 2 scăderi, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o scădere,
picioruș scurt. Cu aceasta am realizat papucelul. Uitați-vă, el când va fi umplut cu melană, bineînțeles, va fi frumos. În acest moment noi vom proceda la schimbarea firului, vom pune firul culoarea cărnii și avem un număr de 11 piciorușe scurte. Voi schimba în acest mod, vom face de la rândul numărul 7, unde suntem aici, până la rândul numărul 25, vom face piciorușe scurte, fără mulțiri, fără nimic altceva. Vom ține cele două capete de fir, vom începe să lucrăm, dându-le un pic de siguranță, după care vom scurta firul albastru. Deci, de la rândul 7 la rândul 25 vom lucra piciorușe scurte. Eu voi opri un pic să scurtez firul. Am scurtat firul și, așa cum vă spuneam, pentru un total de 19 rânduri, noi vom face aceste 11 piciorușe scurte în culoarea pielii și apoi ne vom reîntâlni. Am lucrat deja primul picioruș, l-am lucrat și pe cel de-al doilea. În acest moment le vom pune alături și le vom uni în felul acesta. Și vom continua să lucrăm de jur împrejur un rând de piciorușe scurte. În felul acesta vom avea un total de 22 piciorușe scurte, iar noi ne reîntâlnim aici în față. Încheiat acest rând, următorul rând vom face schimbul de culoare și îl vom începe cu culoarea albastră, lucrând un nou rând în această culoare. Deci, din nou 22 de piciorușe scurte în culoarea albastră. Aceasta va fi culoarea predominantă pentru parte de sus a corpului. Deci vom număra fiecare picioruș, acesta este primul, și vom continua singure. Vom duce firul cu noi pentru o porțiune, după care îl vom scurta. Pentru rândul următor vom lucra o mulțire, urmat de două piciorușe scurte. 1, 2. Poi din nou o mulțire, două piciorușe scurte. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului. Am repetat de 7 ori această secvență. O mulțire, două piciorușe scurte. 7 ori 4, 28. Ne-au rămas două piciorușe scurte pe care le vom lucra. Și am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom lucra un total de 12 rânduri, 30 de piciorușe scurte. Deci 12 rânduri de jur împrejur. Astfel vom forma parte de deasupra a rochiței. Deci picioruș cu picioruș, 12 rânduri. Iar noi ne vom reîntâlni. Lucrate cele 12 rânduri în culoare albastră, eu am umplut lucrarea până aici cu melană, piciorușele și corpul. Vă recomand să umpleți mai întâi piciorușele, pentru că va fi un pic cam dificil. Deci, ajunse în acest punct, noi vom face din nou schimbul de culoare, vom lucra în continuare în culoarea bej și voi începe primul picioruș,
pe care îl voi închide în culoarea pielii. Și avem deja primul picioruș scurt, bineînțeles, vom duce cu noi firele un pic pentru a le da siguranță. Deci avem primul picioruș, 1, 2, 3. Acum voi face o scădere și în felul acesta vom repeta pe întreg parcursul rândului. 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. 2, 3 și o scădere. Vom repeta pentru parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. După ce am făcut ultima scădere, ne-au rămas 2 piciorușe scurte, le vom lucra așa cum se găsesc. Pentru a închide rândul, dacă vă amintiți la începutul culorii albastre, după ce am făcut înmulțirile, ne-au rămas 2 piciorușe singure. Acum vom continua lucrând un rând de 24 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar pe măsură ce lucrăm, încet, încet umplem corpul cu melană. Deci 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom repeta astfel pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o scădere. Vom continua lucrând un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc, după care vom închide această parte a lucrării. Deci sunt un număr de 12 piciorușe scurte. Dacă nu v-ați dat seama după hăinuțe despre cine poate fi vorba, vă spun acum, este alb ca zăpada, este un model mai ușor pentru doamnele începătoare, un model nu prea mult sofisticat, un model care poate fi accesibil tuturor doamnelor care doresc să croșeteze acest personaj. Am ajuns la ultimul picioruș scurt, aici. Voi lucra și pe el, voi scurta firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru cusut, pentru că va trebui să atașăm corpul. Eu aici voi încheia prima parte a acestui tutorial, ceea ce ne-a rămas să facem, în mod sigur vom lucra următorul tutorial, deci am făcut corpul și căpușorul. Eu vă doresc spor la lucru, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine pentru vizualizări, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!